Războiul Hotar e și în alte țări. Numai nu știu de ce, în acele țări unde războiul e la Hotar, acolo unde la fel au venit masiv refugiații din Ucraina, a avut loc creștere economică. Și doar la noi, asta a fost nu creștere, dar descreștere. Doar noi n-am știut să ne folosim de asta ca de oportunitate. Bun, eu n-am să încerc acum să fiu avocatul guvernării, așa că să te las să le adresez lor aceste întrebări de ce și nu din partea mea, da, trebuia să fie. Eu foarte pe scurt, revenind la strategie, strategia de a nu participa la dezbateri este legată strict de faptul că ea nu are ce a prezenta în urma acestor 4 ani și ea vrea să păstreze tot discursul public în jurul referendumului, creând această iluzie că în afară de referendum și integrarea europeană, moldovenii nu mai au alte griji. Atât, punct. Deci ei este frică. Ea nu vă putea răspunde la nicio întrebare legată de agenda internă. Ea vă putea răspunde la toate întrebările legate de premiile, numeroasele premii pentru democrație, pentru... Eu deja și m-am pierdut câte premii au luat Maia Sandu la forurile internaționale. Nu știu de ce este aplaudată acolo, dar tare mă amintește asta de Gorbaciov.